Salutare tuturor! La 17 iulie anul 1955, în prezența peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni, a fost inaugurat parcul tematic de distracții Disneyland, înființat și administrat de însuși Walt Disney, al cărui slogan este Cel mai fericit loc de pe pământ. A fost primul parc de distracții marca Disney. Totodată este și singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. Ideea asta de a construi un parc de distracții a venit lui Walt Disney încă de la jumătatea anilor 30, atunci când obișnuia să viziteze numeroase astfel de locuri destinate divertismentului, împreună cu cele două fiice ale sale, Deloc impresionat de oferta acestora, a decis să realizeze o astfel de atracție turistică în apropierea studiourilor Disney din Burbank. Însă, locul respectiv s-a dovedit mic pentru planurile sale. Disney își dorea un loc care să transpună în realitate lumea mirifică a filmelor sale, în care personaje precum Mickey sau Donald, Pluto și Goofy să hoinărească nestingerite în căsuțele lor și pe străzile dintre ele. Pirații să-și aibă insula lor cu comori ascunse, Tom Sauer, vaporașul lui, iar cenușărea sa, castelul ei adevărat. Drept urmare, în 1953 a cumpărat proprietatea de 65 de hectare din vecinătatea orașului Anaheim, oraș situat la mai puțin de 30 de minute de Los Angeles, în California. Construcția a început la 16 iulie 1954 și treptat, junglele tropicale și castelele frumos ornamentate au luat locul vechii plantații de portocal. Ei bine, după un an de la începutul lucrărilor și după o investiție de. 17 milioane de dolari, Disneyland a fost inaugurat la 17 iulie 1955. Atât îți mai spun, Walt Disney deține recordul pentru cele mai multe premii Oscar, 22, și cele mai multe nominalizări, și anume 59. Disney a mai primit și patru Oscaruri onorifice pentru crearea lui Mickey Mouse pentru albă ca zăpada, pentru fantasia și pentru contribuțiile sale la designul de sunet.